Vineri seară în Baia Mare, Asociația Yellow Shirts din Baia Mare, în parteneriat cu Muzeul Județean de Artă, Centrul Artistic Baia Mare, a organizat un spectacol multimedia inedit. În cadrul evenimentului, o parte din cele mai cunoscute picturi din patrimoniul orașului au fost proiectate pe fața centrului comercial de pe Bulevardul Unirii. Chiar dacă condițiile meteo au fost nefavorabile, manifestarea s-a bucurat de un public numeros. A fost un eveniment reușit, participanții au fost în jur de 150, ceea ce pentru un eveniment pe frigul și pe ploaia de vineri a fost plăcut. Publicul a fost plăcut surprins de felul în care am prezentat lucrările. Cred că se așteptau la un slideshow obișnuit cu picturi, dar efectele 3D și motivele care efectiv au dansat pe muzica live au fost foarte bine primite de spectatori. Printre cei care s-au oprit să admire spectacolul multimedia s-au numărat mulți tineri și adolescenți, dar au fost prezenți și o parte din artiștii locali. Prin astfel de evenimente, reprezentanții Muzeului Județean de Artă, Centrul Artistic Baia Mare, doresc să atragă cât mai mulți vizitatori, dar în același timp să găsească noi modalități de a comunica cu tânăra generație pasionată de tehnologie. Cred că este foarte important să arătăm publicului că muzeul este o instituție plină de viață, dinamică și care are abilitatea de a se adapta la ceea ce se întâmplă în prezent, tehnologie și alte feluri de progres, și că nu suntem o instituție încremenită în timp, iar valorile pe care le păstrăm noi aici sunt valori autentice, la fel de valabile în 1896 la întemeierea Centrului Artistic Baia Mare, cum sunt și astăzi. Show-ul multimedia intitulat Muse Art face parte din proiectul Artă-mă, care are drept scop promovarea patrimoniului cultural al Băii Mari din perspectivă artistică. Pe termen lung urmărește implicarea mai activă a locuitorilor în viața cetății, educarea și dezvoltarea spiritului civic și cultural.